Bună ziua, eu sunt Camelia Chira și bine ați venit pe canalul meu de YouTube. Începând de acest an vom face matematică împreună. Bună ziua! Astăzi vom face o nouă lecție. Astăzi Vom face două ecuații pentru clasa 8-a. Și primul este acesta. Și apoi o să-l facem pe acesta. Și să începem cu primul exercițiu, unde avem 2x minus 1 denunțit cu minus 2 este egal cu 3x plus 16. Și sper că ați învățat semnele, adunarea, înmulțirea semnelor, scăderea și împărțirea. Și știm că aici avem înmulțire între două paranteze. Acest termen este cu minus și acesta este cu plus, minus cu minus. Și pe 2 o să-l înmulțim cu fiecare termen din paranteză. Și o să avem 2x denunțit cu minus 2x, o să ne dea minus 4x. Minus cu minus, la înmulțire, o să ne dea plus. Și o să avem plus 2. Și este egal cu 3x plus 16. Așa. Acum o să trecem termenii cu x în primul membru și cei fără x în al doilea. Și o să avem minus 4x. Îl trecem pe 3x cu semn schimbat în primul membru. Minus 3x. Și pe 2 o să-l trecem în al doilea cu semn schimbat. Și o să aici avem 16 minus 2. Minus 4 minus 3. Deci se face adunare și ne dă minus 7x. Este egal cu 16 minus 2. 14. Și x-ul nostru este egal cu 14, totul supra, minus 7. Împărțim prin 7 și o să avem, aici ne rămâne minus 1 și aici 2. Deci este egal cu minus 2 x-ul nostru. Și acum să facem al doilea exercițiu. Al doilea. Și avem o fracție, deci x minus 1, totul supra 2, minus altă fracție, 1 minus 2x, totul supra 3, este egal cu 3x, totul supra 4. Și o să aducem la același numitor, și în stânga și în dreapta, și numitorul comun este 12, și aici o să amplificăm, așa, cu 6, aici cu 4 și aici cu 3. Și înmulțim. 6 denulțit cu x minus 1. Minus. Deschidem paranteză. Minus 4, deschidem paranteză, 1 minus 2x, totul supra, avem aici numitor comun 12, egal cu 3 ori 3, 9x, totul supra 12. Facem calculele aici, 6x, deci o să-l înmulțim pe 6 cu fiecare termen și aici pe 4 cu fiecare termen. Ținem cont de semnul din față. Și o să avem 6x minus 6 și aici minus 4 ori 1 o să ne dea minus 4 și aici minus cu minus o să ne dea plus 4 ori 2, 8x, totul supra 12 și
Și este egal cu 9x tot supra 12. Deci putem elimina numitorul. Și dacă eliminăm numitorul, facem calculele. 6 și cu 8 ne dă 14x minus 6 minus 4 minus 10 este egal cu 9x. Și o să trecem termenii cu x în primul membru cu semn schimbat și cei fără x în al doilea membru cu semn schimbat. Și avem 14x minus 9x este egal cu 10. Și facem calcule. 14 minus 9 ne dă 5x este egal cu 10. De unde rezultă că x este egal cu 10 supra 5 și este egal cu 2. Deci am rezolvat și al doilea exercițiu. Așa, le avem pe amândouă, primul și al doilea. Aceasta este lecția de astăzi. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru vizionare. Vă doresc multă, multă putere de lucru și vă aștept în comentarii cu neclarități și dacă aveți nevoie de ajutor. Și ne vedem cu următoare lecții. O zi frumoasă și la revedere! Vă pup! La revedere, copii!